Prețul pașapoartelor s-ar putea reduce, se întâmplă după anunțarea până la finele lui noiembrie de către Agenția Servicii Publice a unei noi licitații în valoare de 430 de milioane de lei. Aceasta o înlocuiește pe cea a fostei conduceri a ASP în valoare de 500 de milioane de lei și prevede achiziția aproximativ 3 milioane de blanchete necesare pentru buletine de identitate, permise auto și pașapoarte. Autoritățile estimează că prețul pașapoartelor va scădea cu 200 de lei după reducerea unor taxe. Noi sperăm ca aceste economii, practic, de 100 de milioane de lei pe care noi le vom genera prin excluderea taxelor de royalty, să plece de pe umerii cetățenii Republicii Moldova. Sigur, costul final al pașapoartelor noi îl vom afla după ce vom organiza această licitație și vom selecta furnizorii de echipament și de blanchete. De asemenea, viitoarele acte de identitate vor avea informațiile stocate pe blancheta de plastic, ca în cazul pașapoartelor emise în țările membre ale Uniunii Europene. Amintim că pe 3 septembrie, în cadrul unui briefing de presă, premierul Natalia Gavrilița și directorul ASP Mircea Ișanu au anunțat despre oprirea unei achiziții de aproape 500 de milioane de lei a blanchetelor lansate de către fosta conducere a agenției de atunci. Prim-ministrul a spus că au fost depistate o serie de încălcări grave, iar în urma acestor acțiuni, bugetul de stat ar urma să fie grav prejudiciat. Materialele cu probele concludente au fost transmise procuraturii. Instituția ne-a confirmat că dosarul este în curs de examinare, iar acțiunile de urmărire penală continuă.